Ce vede, de fapt, pisica ta când se uită în oglindă? Răspunsul te lasă fără cuvinte. Ce observă pisica ta atunci când se privește în oglindă? Descoperirea specialiștilor te va lăsa fără cuvinte. Ce li se pare? Pisicile sunt unele dintre cele mai simpatice animale din casa unui om. Pe lângă asta, sunt și un adevărat prieten, și stârnesc mai mereu amuzamentul prin comportamentul lor. Poate ai observat că uneori se uită dubios la ele atunci când se privesc în oglindă. Te-ai întrebat vreodată de ce? Ce vede o pisică atunci când se privește în oglindă? Vei rămâne surprins. Încearcă să urmărești o pisică în momentul când se vede pe sine într-o oglindă. Vei constata că o încearcă niște sentimente unele care o vor determina să-mi iau nezgomotos sau să-și folosească lăbuțele, în scopul de a se proteja de ființa din fața ei. Specialiștii au descoperit în urma unor cercetări că o pisică își percepe diferit imaginea într-o oglindă. Nu are capacitatea de a se recunoaște, așa cum o face omul. Are senzația că este privită de un obiect necunoscut, mai exact, de un inamic. Așadar, Pisica devine confuză atunci când este pusă în fața unei oglinzi. O încearcă și sentimente de teamă și începe să aibă manifestări care îl pot înspăimânta și pe stăpânul său. Își încordează mușchii, își ridică coada și blana îi se zburlește. S-ar putea să nu înțeleagă. Asta sunt eu, la fel ca un om. Nu poate ști că trupul său este al său și nu aparține altcuiva veți observa că are concepte diferite atunci când începe să sară pe dulapurile de bucătărie, relatează experți de la Scientific American, potrivit Hillspet.com. Ce spun psihologii animalelor despre comportamentul pisicilor când se văd în oglindă? Din cauza propriei reflexii în oglindă, pisica mi un agresiv și poate începe să atace. Există pericolul de a se răni, deoarece ar putea sparge oglinda, iar cioburile să o atingă. Dacă veți fi martorii unei astfel de întâmplări, nu ezitați să luați oglinda din fața animalului. Este nevoie de multă înțelegere a informațiilor despre tine și despre propriile tale mișcări, despre ceea ce vezi în fața ta când te privești într-o oglindă ne -er. Pentru a ți recunoaște imaginea, detaliază Diana Reis, psiholog de animale, pentru National Geographic, mai transmite sursa menționată. Sunt și pisici care cercetează atent terenul și, în lipsa mirosului unui animal străin, își dau seama că nu există niciun pericol și își văd mai departe de drum. Ca să evitați astfel de momente pentru pisica pe care o aveți în compania voastră, ideal ar fi să nu aveți prea multe oglinzi în casă. Pe lângă toate acestea, pisicile mai pot deveni agresive, și dacă sunt achinate încercând să o agasezi, ea te poate zgâria ușor sau mușca de mână. Nu încerca nici să o atingi într-o zonă a corpului unde observi că are durere, fiindcă va acționa în consecință.